Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din cariera cu Cluj. Data trecută am fost eliminați din Conference League, din optim de Besiktas, însă am făcut o figură frumoasă în acea competiție și astăzi vom încerca să jucăm în play cât mai multe meciuri, să vedem dacă reușim să câștigăm campionatul. Dacă vă place cariera și vreți să o continuăm, nu uitați să lăsați un like și nu uitați să vă abonați canalul meu dacă n-ați făcut-o încă. Haideți să dăm drumul direct la meciuri, avem meci foarte important cu FCSB pentru început. În această partidă suntem nevoiți să folosim rezervele mare parte pentru că titularii sunt obosiți. Vom juca cu Kovalenko, Butean, Dican, Pitian Ionit pe de fund. Netabai la închidere Ilia Samoua și politică în spatele lui Damascan și Andone. Îi dăm drumul la partidă și haide să câștigăm. Jucăm în deplasare pe arena națională, iar trebuie să facem o figură frumoasă. Iată-l pe Denis Politic, plecăm pe un contraatac, putem avea o primă șansă mare aici, în centru este Andone, Andone primește trecerea de la Andone, în care o Andone, gol, înscriem la prima fază de ataca noastră, dau și peste microfon, nu mai contează, Într-ul 14 reușim să înscriem pentru 1-0 în partida cu FCSB, mereu meciurile cu FCSB au fost spectaculoase, sperăm să ieșim învingători după această partidă, foarte bună fază, foarte bine a pasat politic lui Andone, acesta scapă singur și nu iartă golgeterul nostru din acest sezon de Super Liga 14 reușite pentru el uh, Și concem cu 1 la 0 așadar Foarte bine recuperează Ionita aici Și putem pleca pe un contraatac Ionița se descurcă super Damașcană îi trimite Să vedem pe Ionita Care a făcut o cursă extraordinară Să vedem dacă o încheiem bi cu bine această fază Centrare bună Andone Bară Superbă centrare cu exteriora lui Ionita, Însă Andone lovește bara O mare ocazie pentru noi de a face 2 la 0 aici Rămâne 1 la 0 însă și atac periculos pentru cei de la FCSB însă se transformă într-un atac pozițional până la urmă o pasă bună aici lui Edjuma către Stoica, Edjuma continuă intră în care eu centrează în Pițian și este a, lovitura de la colțul terenului, m-am sperat că e Hens însă bine că nu a fost o pasă bună către Vali Gheorghe care trece ușor și înscrie 1 la 1 FCSB egalează minutul 31 prin Valentin Gheorghe Superbă fază, acolo n-am putut să-l blochez pe Vali Gheorghe O pasă bună Pițian se duce puțin pe lângă jucătorul celor de la FCSB și șutul este la colțul scurt, 1 la 1, în minutul 31, FCSB egalează ceea ce nu-i bine pentru noi, însă trebuie să avem putere să mai înscriem. Bună, pasa lui Stoica către Cordea și este 2 la 1, a fost offside. Foarte prost stăm în defensivă, cred că Pițian a greșit și la acest gol. Cred că el a fost poziționat foarte prost la această fază. Într-adevăr, iată cum îl scoate din offside pe uh, cordea, toți fundașii au ieșit la offside. Pițian se duce după cordea și este 2 la 1 pentru VCSB care întoarce rezultatul înainte de pauză. Foarte prost ne-am apărat la aceste faze. Pițian e veriga slabă din apărare, bine că o să plece în următoarea perioadă de uh, Mercato. Este pauză pe arena națională, 2 la 1 pentru FCSB după ce am condus cu 1 la 0. Am fost uh, întoarși de către uh, cei de la FCSB, nu e nicio problemă, trebuie în repriza a doua să revenim 22 goluri pentru FCSB. Am avut și o bară, uh, Antonie e puțin obosit și avem nevoie de ceva în atac, însă nu l-aș băga pe Almoez acum pentru că l-aș obosi pentru celelalte meciuri. Uh, avem uh, doar 3 atacanți uh, în acest moment pentru că Paraschiv s-a accidentat, o să joc cu Mihaiu uh, Vârf. O să-l joc pe Mihaiu Vârf și uh, o să-l schimb mai târziu pe Politic și o să treacă Mihaiu în dreapta, iar Almoez Ali va intra uh, în atac. Sper că această schimbare să fie inspirată și să ne ajute Mihaiu acolo în ofensivă. Pițean greșește din nou, incredibil. Ce slab a jucat pițean în această partidă. Haotic, rău de tot, asta prost și în apărare, a greșit și pase și a treilea gol primit din cauza lui Pițean pe care îl voi schimba chiar acum și nu va mai juca niciodată pentru noi. Foarte, foarte slab Pițian, o să intre Duțu care are și poza acum băgată în joc. Duțu intră acolo lui locul lui Pizian, care a greșit la trei goluri, la toate trei goluri a greșit Pițian poziționare proastă, pase proaste, foarte, foarte slab în această partidă și nu doar în această partidă, în general e slab pițiana aici, iată, 1-2, bun, Ilie poate scăpa singur cu turnavanul Ilie, șutul lui Ilie, gol, înscriem rapid, ceea ce e foarte bine tânărul Ilie face <laughs> face ce nu trebuia să facă la cameră, hai să dăm skip repede să nu se mai vadă, ok e 3-2 totuși pentru FCSB, dacă era 3-2 pentru noi, mai ziceam sau dacă aveam noi avantaj, nu contează cât era scor. Dacă aveam noi avantaj, da, face așa la cameră, dar în fine, nu mai contează, e important este că am înscris 3 la 2 pentru FCSB, un gol diferență și trebuie să mai înscriem ca să reușim măcar un rezultat de egalitate. Ar fi bun un rezultat de egalitate acolo cu FCSB pentru că e o echipă foarte, foarte importantă FCSB-ul din campionatul nostru. Să vedem dacă putem avea aici un contraatac să o pasă bună către politic. Mihai este în centru liber, Mihai poate să-i lui Damascano face însă. Daua este poziționat foarte bine, m-am grăbit puțin în această fază. Gheorghe în flancul stâng, centrează bine și este gol Cordea. Pleacă FCSB-ul pe contraatac și înscrie pentru 4 la 2. Ce meciuri sunt mereu cu FCSB? Mereu să înscriu o grămadă de goluri în partidele cu FCSB. Din păcate, suntem conduși din nou la 2 goluri, deși am revenit foarte repede de la 3 la 1, la 3 la 2. Acum nu mai putem face nimic. Este 4 la 2 pentru FCSB și o șansă mare aici de a face 5 la 2, însă Covalenco ne salvează. Ce ocazie pentru FCSB din nou. Este 5 la 2, incredibil. Am, eram sigur că mingea asta va fi scoasă de Kovalenko, însă da, toată lumea parcă e e e Posedată, nu știu, nu joacă deloc bine niciun jucător. Șut bun al lui Anistoi Ca Covalenco, nicio șansă n-are la această fază, deși era o minge foarte ușoară, nu știu ce se întâmplă și cu Covalenco, foarte ciudată această partidă și aici din nou 1-2 un între Damascan și Ilie, Ilie, putem vedea aceeași fază ca la golul 2 al nostru, însă Ilie jutează lamentabil de această dată. FCSB-ul este în avantaj de 3 goluri și am pierdut această partidă, asta este clar, nu mai putem reveni niciodată la 5 la 2. Și o să-l bag acum și pe Almoezali, deși e destul de târziu. Va intra Mihai acolo în dreapta, al Ali în centru. Nu știu dacă ne poate ajuta, dar facem o schimbare așa. Să-i mai dăm minute lui al Ali în acest sezon. Și este aproape de 6 la 2, Iani ca face 6 la 2, dăm geam Torizal, nici mai are rost, FCSB-ul ne administrează o înfrângere usturătoare, 7-2 se termină, n-am pierdut în viața mea cu un scor la fel de mare, a fost nenorocire ceea ce s-a întâmplat pe teren în acest moment, suntem extrem de slabi, uh, trebuie să recunoaștem acest lucru, așadar FCSB-ul ne uh, execută, ca să zic așa, suntem pe locul 5 în continuare, însă ne îndepărtăm foarte, foarte mult de titlu, nu mai avem nicio șansă, după părerea mea, dacă nu câștigăm meciurile directe cu CFR-ul, nici locul 2 nu cred că îl putem atinge, să sperăm că prindem un loc 3 sau 4 pentru Conference League, deși e foarte greu, și vine scouterul din Franța din nou, poate ne aduce un jucător bun, dar deocamdată nu văd nimic surprinzător, absolut niciun jucător cum a fost acel Olivier Duba nu o să mai vină niciodată la scout un jucător precum Olivier Duba din păcate asta e am sperat până în ultima secundă că va veni un nou francez bun la scout dar nu vine și vine partidă cu petrolul care se află pe locul 6 noi suntem pe 5 vom da un quick sim jucăm cu echipa de titular de acum încolo nu vom mai schimba echipa în aceste meciuri și sperăm să câștigăm aici Câștigăm cu 1 la 0, Briceac ne aduce victoria Ceea ce e foarte bine, ne trebuia neapărat o victorie Clar, Petrol nu mai are nicio șansă La locurile de uh, cupe Europeană Noi încă sperăm, suntem pe locul 5 În continuare, avem 28 de puncte La 2 puncte în spatele lui Craiova La 3 de rapid, foarte departe de CFR Cluj și Craiova uh, CFR Cluj și FCSB Însă sperăm în continuare La un loc bun Și vine meciul direct cu CFR uh, Foarte, foarte importantă această partidă pentru partida cu CFR Cluj vom mai schimba 2-3 jucători în echipă pentru că sunt obosiți unii dintre ei. Vom juca cu Kovalenko, Vlădoi, Araui Dican, Briceag, Asamoah la închidere, Hoffman, Moruțan și Haita în spatele lui Almoezali și Andone. Trebuie să câștigăm această partidă neapărat. Jucăm acasă pe Cluj Arena, din nou derbiul Clujului și trebuie să fim echipa în formă și să câștigăm cu CFR pentru că altfel nu mai avem nicio șansă să mai sperăm la un loc bun. Iată ce imagini frumoase avem aici cu uh, jucătorii venind uh, cu autocar la stadion și jucătorii noștri și jucătorii CFR-ului vedem mașini scumpe acolo în parcarea stadionului și să vedem dacă reușim să învingem campioana CFR Cluj care în acest moment se află pe locul 2 în spatele FCSB-ului care ne-a administrat cea mai dură înfrângere cred că din istoria noastră <laughs> nu cred că a mai pierdut o Cluj niciodată cu 7 la 2 țin minte un 6 la 0 cu Dinamo acum ceva ani însă 7 la 2 să iei 7 goluri într-un meci e destul de e, supărător mai ales pentru că am jucat în optimile Conference League, suntem o echipă de cupă europeană, să iei 7 goluri în campionat e destul de mult, adică e foarte mult. Să vedem dacă ne spălăm păcatele cu CFR Cluj aici, o centrală lui Camora, a încercat către Anga, Covalenco reține acest balon, o primă șansă pentru CFR Cluj în startul partidei. Moruțan se descurcă bine și pasează lui Andone, Andone în fața golului, este și Almoez Ali pe, ceal pe cealaltă parte, pasă către el, Almoez Ali înscrie. Iată că imediat după ce CFR Cluj a avut un prim atac, noi am plecat pe contraatac foarte bine și am înscris prin Catarianul Almoez Ali, care își revine în sfârșit înscrie după niște episoade mai șterse în care nu a reușit să o facă. Până la urmă, iată, o fază de atac foarte bună. Andone îi trimite bine lui Almoezali, iată că se înțeleg și cei doi jucători după accentarea lui Daniel Paraschiv. Intră Andone bine acolo și pasează lui Almoezali, care înscrie. Hai vedem câte goluri are în acest sezon, doar 9 goluri în acest sezon de Liga Ante, A jucat mai mult în Conference League. Are, acolo avea foarte multe goluri, era golgetterul Conference League. Conducem așadar cu 1-0, un star bun de meci pentru noi. Ianga cu pasa către Bordeanu, acum Camora, din nou Ianga, atacantul CFR-ului intră în careu. Pasă către Camora care centrează în Dican, nu este Hens. Am avut emoții acolo, Ianga recuperează din picioarele lui Vlădoiu. Ce emoții am din nou. <laughs> Însă, până la urmă, Covalenco ne salvează, este corner pentru CFR. Pasă bun aici către Moreno. Moreno, Moreno se descurcă, Hoffman este pe urmele sale, Petrila în careu, Petrila continuă, pasă către Eboah, pasă mai departe, Ianga, Covalenco face de această dată o partidă bună, deja deci a încasat 7 goluri de la FCSB, iată că își revine în acest meci și reușește să facă câteva parade bune, pleacă Almoezali din nou pasa lui Andone către Almoezali, preluarea e bună, șutul lui Almoezali, puțin peste poartă, ce ocazie pentru noi, Almoezali de această dată însă nu mai reușește să înscrie, foarte bună execuția însă, era mare emoții lui Scufe, însă nu reușim să facem 2 la 0, trebuie să înscriem până la urmă și golul 2. Hoffman, poate, putem avea aici un ultim atac la reprizei. Hoffman cu pasa către Almoezali, nu cred că a fost offside. Almoezali cu pasa mai departe la Andone și este 2 la 0 înainte de pauză. Reușim și golul 2 prin Florin Andone. Almoezali și Andone din nou își pasează reciproc de, uh, pentru a înscrie goluri. E extraordinar se descurcă cei doi în atac. Almoezali cu pasa de această dată la Andone, deși la primul gol a fost invers. Uh, N-a fost offside la această pasă a lui Hoffman, faza de curs bine și reușim până la urmă să facem 2 la 0 prin uh, golgeterul din acest sezon din Superliga al nostru, uh, Florin Andone. 2 la 0 așadar la pauză și trebuie și în repriza secundă să jucăm la fel. Hoffman, Hoffman pleacă în viteză Hoffman ce cursă, ce viteză are acest super jucător Hoffman îl depășește pe uh, uh, Manea și șutează însă pe lângă poartă nici nu știam cum îl cheamă pe cel de la CFR Cluj Manea uh, este depășit clar de Hoffman însă șutează cu dreptul, m-am pus pe dreptul și nu știu de ce am făcut acest lucru șut slab al lui Hoffman pe lângă poartă Cristi Manea în flancul drept al ofensivei CFR-ului o centrare în colegul său <laughs> și cred că este offside într-adevăr ce fază comică uh, cei de la CFR Cluj nu se descurcă la această fază, o să-l schimbăm pe Andone, o să-l băgăm pe Damascan, trebuia să facă această schimbare mult mai repede, acum nu știu dacă mai are rost să fac aceste schimbări, dar o să-l bag și pe politic în locul lui Haită, în momentul 88 nu mai au ce face cei doi jucători, dar poate mai prinde o fază Damascan și poate înscrie Dican merge de unul singur aici ca uh, un uh, chiricheș în vremurile bune. Să-l vedem pe Almoez Ali cu pasa bună în dreapta către politic. Iată că atinge și politic mingea uh, și centrează bine la Hoffman însă șutul lui Hoffman este mult peste poartă, execuție slabă al a, a, jucătorului de bandă stâng al nostru, câștigăm acolo la cap, al moezalii se descurcă bine, al Ali protejează, pasă către Moruțan, Moruțan către Denis Politic, Politic în care eu am, am apăsat pe pasă, nu să a pe șut, aproape să fac 3 la 0, însă meciul se încheie doar cu scorul de 2 la 0, câștigăm din nou derbiul Clujului și facem 3 puncte importante în clasament, dacă s-ar încurca Rapidul sau Craiova ar fi extraordinar să urcăm acolo, să vedem dacă uh, reușim să urcăm după această victorie. Am fost dominați la posesie, am dominat la șuturi. Unul meciului pentru noi, Al Moezali, cu un gol și o pasă de gol. Andone și el, la fel, un gol și o pasă de gol. Însă 7.9 doar nota față de 8 a lui Al Moezali. Și trecem pe locul 4, însă cei de la Universitatea Creova nu, nu și-au jucat meciul. Rapid a câștigat, sunt pe locul 2, rapid după înfrângerea CFR-ului cu noi. Și vine meciul direct cu Universitatea Creova pe care îl vom juca în acest episod. În această partidă cu Craiova vom juca cu Bărănescu în poartă de această dată pentru că n-am mai jucat de mult. Vlădoiu în dreapta, Ioniță în stânga, în centrul defensivei sunt Racovițan și Duțu. În fața lor joacă al Hasan acolo la închidere, Hoffman, Moruțan și Politic în spatele lui, al Moezali și Andone. Jucăm în deplasare pe Ion Oblemenco și trebuie să câștigăm neapărat uh, ca să uh, ne îndepărtăm de cei de la Craiova pentru că am trece peste ei cu o victorie și este foarte, foarte importantă o victorie în această partidă. Iată o primă șansă pentru Craiova, un șor respins de Brănescu în corner. Încep tare cei de la Craiova, însă scăpăm intervenție bună a portarului nostru, Laurențiu Brănescu, să vedem lui Câmpanu. Foarte periculoasă, Screciu dă cu capul însă peste poartă. Politic o pasă bună către Andone, în centru este liber Moruțan, Moruțan către Almoezali, Almoezali în fața golului, Almoezali nu ratează niciodată de acolo, conducem cu 1-0 momentul 7, din nou Craiova uh, începe bine și noi reușim să înscriem, s-a mai întâmplat într-un meci, cred că chiar în cel cu CFR Cluj, care a avut o primă șansă încă din minutul 3, iar după noi am plecat pe contratac și am înscris, așa s-a întâmplat și acum, Craiova are primele ocazii, însă noi reușim primii să înscriem, uh, deci și în acest sezon și în această carieră în general ne-am obișnuit ca adversari să înscrie primii, de această dată Almoez reușește să deschidă scorul 7 sau cred că în fiecare meci din acest episod am deschis scorul noi un lucru foarte rar în această carieră după cum vă spuneam, însă trebuie să continuăm pe aceași în același în ritm și să reușim să câștigăm și acest meci pentru că e unul foarte foarte important să vedem replica Craiovei, o pasă bună însă destul de tare și Brănescu reușește să rețină foarte bun tackling lui Andone. Iată, ca un fundaș central veritabil s-a descurcat la această fază. murțan către Almoezali în fața duble. Almoezali este blocat în momentul șutului, însă mingea revine la el și șutează pe lângă. Doamne, ce ratare! De obicei nu ratează Almoezali din astfel de situații. Zacum deci, a fost și jenat pentru acolo la început, la primul șut și probabil de, aceasta, de aceasta, în această, în această cauză nu a putut rezolva faza cu gol. Acum a fost aproape de o recuperare acolo, însă nu a reușit să o facă. Cei de la Craiova pasează bine și ajung foarte repede în preajma careului nostru. Pasă bună către Hanca Brănescu. Uh, respinge în corner Meciul se joacă pe contra Este un meci foarte, foarte plăcut Pentru jucătorii neutri Pentru mine nu e <laughs> Pentru că au și cei de la Craiova ocazii Ceea ce nu-mi doream uh, Iată ce degajare aici a lui politic cu exteriorul uh, minge ajunge la Bayram Loran Fiul a fost un nostru jucător Pasă către Marcovici Este bară Avem și noroc la această fază Marcovici cu bara și uh, scăpăm de golul legalizator pentru că Craiova Muruțan către Andone Almoez pleacă Andone să-l vedem pe Andone Andone în curs uh, față în față cu uh, Crețu însă reușește uh, în acest duel să câștige fundașul central al Craiovei Gomez cu pasa către am Fiulop mai departe Fiulop Brănescu ne salvează din nou ce parade a portarului nostru l-am jucat destul de rar în acest uh, în acest sezon mai ales după venirea lui uh, Covalenco și uh, tot este foarte bun când intră uh, unul dintre oamenii cei mai buni în această carieră, Laurențiu Brănescu uh, Din nou uh, iese bine acolo pe centrare. Scorul pauzei este 1-0 pentru noi, după golul uh, înscris de Almoezali în startul partidei. Trebuie să fim concentrați și în repriza secundă. N-am jucat rău, greva ne-a dominat, a avut și o bară. meciul s-a jucat foarte, foarte uh, dur, să zic așa, pe contra, așa cum spuneam. Un meci plăcut ochiului, însă noi trebuie să reușim și în repriza secundă. Să jucăm bine și să câștigăm această partidă importantă Hanca cu o pasă și este gol Egalează Craiova Cred că Loran Fiulop într-adevăr Fostul nostru jucător înscrie pentru 1 la 1 Cum nu se putea mai rău Chiar Loran Fiulop a înscris nu, nu aș fi vrut să înscrie el Jucătorul pe care l-am dat la schimb cu Vlădoiu Hanca se descurca bine aici Pasă foarte bună Fundașii noștri stăteau și se uitau la Loran Filop În loc să-l marcheze acolo însă lor am fi marcat el dacă fundașii nu l-au marcat pe el. Din nou atacă Craiova, pasă către Sergiu Hanca, care șutează Brănescu, ne salvează din nou. Superbe intervenție lui Brănescu, un meci foarte bun făcut de golkeeperul nostru. Să vedem centrarea lui Bayram către Fiulop, care dă cu capul. Nu știu cine a salvat de pe linia porții Vlădoiu, fostul jucător al Craiovei salvează de pe linia porții. Moruțan foarte bine se descurcă Olimpiu Moruțan însă până la urmă este deposedat de Bairam Ștefan Bairam continuă pas în dreapta către Câmpanu Nu a fost offside Câmpanu Câmpanu continuă însă Duțu vine extraordinar și recuperează Să vedem dacă putem declașa contraatacul cu Andone Pleacă liber Foarte bună pasă lui Denis Politic către Florin Andone Andone nu are destul de viteză însă vine și al Moezalii să-l ajute Însă Andone continuă și înscrie el Ce bine a plecat pe culoar A primit a făcut preluare, s-a dus până în poartă și a reușit să și înscrie în fața porții acolo este letal și el și al Almoezali foarte bine se descurcă cei doi atacanți ai noștri a plecat bine și a înscris pentru 2 la 1 Florin Andone așadar înscrie din nou 2 la 1 pentru Universitatea Cluj și de această dată trebuie să fim mai atenți în apărare să nu mai primim gol iată șansă pentru Craiova pasă bună în dreapta către Sergiu Hanca Hanca pasă mai departe la Gomez Bayram continuă cu Gomez și este gol dar este offside Doamne, ce emoții am avut când scriu din, din, nou Craiovenii. Însă a fost offside la această fază, am scăpat aici. Moezali pleacă bine, Andone, Andone în fața golului 3, Andone, Andone, gol 3 la 1, minutul 74 și de această dată am câștigat meciul, cred că Craiova nu mai are putere să întoarcă acest rezultat, Florina Andone cu dubla, foarte bine a decurs faza aia, spații mari în defensiva Craiovei și am profitat, Almuizali cu o pasă bună, din nou Almuizali cu pasă, gol pentru Florin Andone când nu pasează Andone, pasează al Când nu înscrie Andone, înscrie al Foarte bine se descurcă cei doi. La fel cum a fost în sezonul trecut cu Paraschiv și al Acum și Andone, care face un sezon extraordinar, are 17 goluri în 26 de meciuri. Reușim așadar să conce cu 3 la 1 și trebuie să câștigăm această partidă. Sper să nu întoarcă că ar fi trist. Brănescu o nouă intervenție aici. Centrare în care eu respinsă de Al Hasan și Andone poate pleca din nou pe contraatac. Să vedem pe Florina Andone, are viteză Andone, funda și nu l atacă, însă nu mai are stamina Andone și este prins de căpățână până la urmă. Dar recuperează Andone și Almoez Ali poate face 4 la 1 aici, Almoez Ali înscrie. Doamne cât e de bun Florin Andone, 4 la 1. Craiova este făcută șahmat în acest moment și facem o victorie importantă. Aici ce greșeală a fundașilor uh, Craioveni. Uh, Andone cu ultimele uh, puteri acolo nu mai avea stamina deloc, însă au recuperat uh, această uh, minge și a reușit să înscrie. Facem schimbări, și bra da geam turizalt. Andone după o partidă excepțională este schimbat de Damascan. Uh, Mihai intră în locul lui Denis Politic și o să-i dăm uh, minute și lui uh, Butean pentru că n -a, n a mai jucat de mult și este supărat acolo. O să intre și Asamah în locul lui uh, Alha. 4 modificări și vom da jam to result, însă vreau să se facă modificările întâi după care voi da jam to result, pentru că altfel nu se fac uh, schimbările dacă uh, dau jam to direct. Așadar, 4 la 1 se termină 4 la 2. Până la urmă, în scrie și el, însă câștigăm cu Craiova. Asta e foarte important și clar am trecut peste ei. Haideți să vedem cum stă uh, acum situația în clasament. După această victorie suntem pe locul 4 și avem șanse mari la campionat pentru că sunt doar 3 puncte diferență între noi și CFR Cluj și FCSB care sunt pe primele două locuri. Incredibil cât de bine. Dacă cu două victorii am și urcat acolo, însă trebuie să ne luăm revanșa în returul uh, play ului cu FCSB pentru că am pierdut destul de grav acolo și trebuie să învingem un meciul direct din retur uh, și cu CFR trebuie să câștigăm, chiar dacă am făcut-o deja în acest episod. Uh, vor urma meciuri tari de data viitoare, vom juca probabil toate meciurile din playoff și vom încheia sezonul cu numărul 2, așadar data viitoare vom juca cele 5 partide care ne-au mai rămas din playoff și vom vedea pe ce loc ne clasăm dacă reușim să câștigăm titlul de campioană. Cam asta a fost episodul de azi, eu sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați un like și nu uitați să vă abonați canalul meu dacă n-ați făcut-o încă, eu am fost Darius, vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, cam atât, pa, pa!